Numărul publicațiilor periodice cu specific geografic sporește cu încă unul, grație eforturilor geografilor gălățeni. Confluențe geografice, revistă editată sub egida Ministerului Educației Naționale, a filialei Galați a Societății de Geografie din România și a Inspectoratului Școlar Județean Galați, adună între filele sale articole și studii cu o tematică largă, în primul rând regăsindu-se cercetări de geografie fizică, geografie umană, geografia mediului și didactica geografiei. Cu ocazia lansării revistei, zeci de dascăli care au predat sau încă predau geografie s-au reunit duminică 2 martie la Colegiul Național Vasile Alexandri. În cuvântul său introductiv, profesor Marius Puțanu, inspector de specialitate în cadrul ISJ Galați și președinte al filialei Galați a Societății de Geografie din România, creionează sintetic obiectivele cu care colectivul redacțional al revistei Confluențe Geografice a pornit la drum. Geografia este într-o continuă transformare, într-o continuă modernizare, în încercarea ei de a se adapta la schimbările rapide din societate, la procesul cunoașterii, printr-o modernizare a curriculumului și printr-o adaptare mai mare la piața muncii. Revista este o oportunitate, o ofertă pentru profesori, pentru preocupările lor, dar în același timp este și un instrument de modernizare a procesului didactic, a predării geografiei. Sperăm ca această revistă, Confluențe Geografice, să fie utilă profesorilor în activitatea lor și, de ce nu, fiecare dintre noi să-și dorească să scrie un articol care să apară în numerele următoare. De ce Confluențe Geografice? Răspunsul îl oferă profesorul dr. Ion Cioroiu, membru al Colegiului de Redacție. De ce Confluențe Geografice? Răspunsurile pot veni mai multe. Pentru că aici ne aflăm la întâlnirea Moldovei cu Muntenia și Dobrogea, unde Siretul și Plutul îmbrățișează apele Dunării, sau pentru că noi, profesori de geografie a acestui timp și loc, ne-am întâlnit la Galați, venind din diverse părți, sau pentru că, în pagina acestei reviste, se întâlnesc dascăl din învățământul preuniversitar, cu cei din învățământul universitar, sau cu specialiști din domenii erudite cu geografia. La sfârșitul evenimentului, profesorii care și-au dedicat întreaga viață muncii la catedră predând geografia au fost răsplătiți cu diplome și flori.